Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cât să ne fi costat pe noi falimentele marilor societăți de asigurare din ultimii ani? În bani? Da. Sau în ani? Și în ani și în bani. Și în nervi și în... Mai știe cineva că au dat faliment mai multe astea? În țara asta se uită foarte repede. Cine a dat faliment? Chiar așa? Euroins, City Insurance, astea sunt numai ultimele două. Și au mai fost câteva. Și întrebarea este... Vedeți, am trecut peste asta, dar trebuie să ne întrebăm câți bani trebuie să scoatem din buzunar în plus noi, cei care suntem obligați de lege să cumpărăm RCA din cauza acestor crahuri de sute de milioane de euro. Crahuri la care a asistat netulburată Autoritatea de Supraveghere Financiară. Colegii de la Cotidianul Libertate au compilat toate datele și au calculat că fiecare șofer din această țară plătește în plus la RCA 132 de lei pe an din cauza costurilor generate de aceste falimente și în cazul firmelor unde asigurările sunt mai scumpe, costul suplimentar este de 257 de lei per poliță pe an. În plus, adică. Deci ăștia sunt bani. E bine să reținem aceste cifre și să înțelegem încă o dată că în economie nimic nu se pierde. Totul se compensează cumva. Adică pagubele provocate de unii prin incompetență, corupție sau de-a dreptul fraudă trebuie acoperite de alții. Asta este un principiu care funcționează pentru toate domeniile în care sunt luate decizii proaste în această țară. Orice decizie proastă care provoacă costuri este consecința oricărei decizii proaste care provoacă costuri este suportată de noi, consecința asta. Noi trebuie să plătim din banii noștri. În aceste cazuri, pagubele au fost făcute de asiguratori care au ignorat regulile și legile asiguratori pe care trebuia să-i monitorizeze și să-i oprească la nevoie ASF. Dar n-a făcut-o, iar pierderile trebuie acum acoperite de cetățeni. Până la această dată, falimentele celor două mari companii, despre care am vorbit mai devreme, lideri de piață la momentul respectiv, fiecare era lider de piață când a dat faliment, au costat peste 5,5 miliarde de lei. Și încă mai sunt solicitări de despăgubire ce trebuie acoperite. De unde vin acești bani? Din ceea ce se numește fondul de garantare, care este alimentat din contribuțiile firmelor care iau acești bani de unde altundeva decât de la clienți. Că nu inventează nimeni bani. Când fondul e golit prin astfel de falimente, banii trebuie evident puși la loc. Prin urmare, firmele sunt obligate să crească prețul polițelor de asigurare, astfel încât cei care alimentează de fapt fondul de garantare, noi clienții, trebuie să plătim în plus. Experții în asigurări, citați de ziarul Libertatea, consideră că de acest dezastru este responsabilă într-o mare măsură Autoritatea de Supraveghere Financiară, care n-a acționat când trebuia și care, când a făcut totuși ceva, a luat măsuri complet ineficiente, care n-au influențat nimic în bine. Cu alte cuvinte, ASF a acționat cu o incompetență care a făcut posibil o pagubă de peste 5,5 miliarde de lei și care este în creștere. Care să fi fost, care credeți că a fost sancțiunea în cazul acestor pseudo-experți? Deci creezi o instituție, îi spui, tu trebuie să supraveghezi piața aceasta, ai niște instrumente, trebuie să intervii în momentul în care, prin supravegherea ta, sesizezi că lucrurile nu stă în regulă, faci ceva ca să nu fie pagube. ASF n-a făcut asta. În mod normal, trebuie să tragi la răspundere persoanele respective, instituții, așa ar trebui să se întâmple într-un sistem real. Nu? E... Nu doar că n-a existat nicio sancțiune, dar acești domni și doamne din conducerea ASF au continuat să încaseze cu nesimțire, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, cu nesimțire, salarii de câte 3 sferturi de milion de lei pe an, bani în mână. Aici au fost supuși. Bonusuri uriașe și prime uluitoare, prime de concediu, de ziua ASF, al 13-lea salariu și așa mai departe. Cine plătește acești bani? Păi ați reținut ce spuneam mai devreme. Nu? Nimic nu se pierde, totul se compensează. ASF se finanțează inclusiv din contribuțiile firmelor și brokerilor de asigurare. Iar banii acestor firme nu vin, evident, nu e greu de ghicit, tot de la clienți, adică de la noi, cei care suntem obligați de lege să cumpărăm asigurări. Cu alte cuvinte, există niște belferi incompetenți în țara asta pe care legea ne obligă să-i plătim,
Adică nu avem scăpare. Trebuie prin lege să-i plătim. Nu putem să spunem, nu mai vrem să vă dăm bani. Că nu merge. Dacă nu facem RCA, suntem pasibili de diverse sancțiuni. Belfer ăștia incompetențe își fac salarii de nababi și după aia nici măcar nu se pricep să-și facă treaba pentru care încasează averile astea. Aș fi de acord să-i plătesc bine, dar să mă protejeze cu adevărat. Îi și plătesc bine și nici nu mă protejează. Așa că ei favorizează prin incompetența lor și dezinteresul lor pagube de miliarde de lei, pe care tot noi trebuie să le plătim după aia. Adică le dăm și salarii și le plătim și pagubele. Puțin, de fond, ce mai există? Fondul ăla e pentru noi sau pentru ei? Fondul de garantare? De garantare. Nu, fondul de garantare garantează eventuale probleme pe piață. Nu, mie mi se pare că garantează salariile și bonusurile lor. Bun, eu asta am înțeles. Da. Nu știu ce să zic în concluzie. Mă rog, mai e o vorbă. Ultima soluție... Încă o revoluție. Și mi se pare că valabilitatea acestei afirmații e în creștere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.